Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Primetime, aici Metropola TV. Începem în regim de breaking news, pentru că o veste vine, nu ca multe altele în ultima vreme, din Parlament și circul de rigoare tot de acolo. Episodul George Simion, inclusiv în seara asta, e show acolo, o să vorbim imediat despre. Dar e o veste care ne lovește doarele capului, o să vedeți de ce, pe românește. Avem o lege în Parlament, e oficial, care spune că statul poate monitoriza WhatsApp, Telegram sau Facebook. Și vă dau citire. În Senat a fost adoptat astăzi proiectul de lege care permite statului să ceară suportul companiilor de telefonie mobilă sau rețelele de WhatsApp, Telegram sau Facebook dacă cei monitorizați sunt anchetați penal. Senatul e foarte decizional pentru proiectul referitor la modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice. Așa sună parte din textul acestei legi. Vă propun să începem dezbaterea. Invitații mei, bună seara! Doamna Andronic, bună seara. Ne-ați lipsit? Bună seara! Sper că e reciproc sentimentul. Sigur, păi n-am întrebat astăzi toată ziua unde e Adrian Bucur. Mulțumesc frumos! Domn profesor Șuvar, bună seara! Bună seara! Bateți lung drum de la Ploiești ca să veniți. La Pitești. De la Pitești, da? De la noi. Norica Nicolai, bună seara! Fost europarlamentar. Seara. Să rămână, doamnă! Bună și invitațiilor! Bună seara. Senatorul Laszlo Otilo, bună seara, domnule bună senator! Seara, și domnule doctor, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Doamna Nicolai, aș începe cu dumneavoastră. Sunteți la telefon cumva în dezavantaj. Practic se dă liber la interceptări prin această lege care a trecut azi de Senat? Am înțeles că au încercat să pună un filtru, dar știm foarte clar ce înseamnă filtrele legislative din experiența ultimilor 15 ani. Cred că înlăturarea întregului articol care dădea această posibilitate ar fi fost o soluție mult mai corectă. Da, practic există posibilitatea de abuz întotdeauna și în România se abuzează destul de mult. Deci există un risc, înțelegem. Da, există cu siguranță un risc, după părerea mea. Bine, acum, sigur, legea are câteva lucruri noi, aduce câteva lucruri noi, dar cu toții știm că la un moment dat puteam fi interceptați, indiferent că era o chestie legală sau nu, toți aveam grijă cumva la chestia asta. Dar iată că dacă e o chestie oficială, da, până la urmă toată lumea știe că e monitorizată sau că poate fi monitorizată, atunci e regulă, nu? Băiatul s-a numit Big Brother, domnule profesor, n-are nicio treabă cu democrația, nu? Poate avea, depinde cine se află și în spatele lui Big Brother, pentru că la noi totul este interpretabil și de multe ori contează cine folosește informația. Păi cine folosește informația? Poate știm și noi. Dacă tot ne ascultă, să știm și noi cine ne ascultă. Acum depinde de cine emite mandatul și ce fel de mandat este. Sunt mandate pe siguranță națională sau sunt mandate cu un caracter mai larg. Funcție de calitatea mandatului și calitatea celor care ascultă se schimbă de la un caz la altul și informațiile pot fi folosite în mai multe situații. Evident că și aici lucrurile se splitează în mai multe direcții. Societatea civilă nu mi se pare să fi reacționat, domnule senator. Probabil n-a observat, dar considerăm că este o situație destul de delicată. Și colegii mei sau colegul meu din Comisia Juridică s-a abținut, pentru că sunt o serie de întrebări care, nespecificându-se toate amănuntele în textul legii, pot duce la situații cu care ne-am întâlnit în anii anteriori. Și așa cum a spus domnul profesor, deci depinde cine utilizează. Și sper să nu ne întoarcem la situația în care am fost câțiva ani de zile când începeau anchete penale cu o zi înaintea deciziei unui judecător sau la două, trei zile după decizia luată de judecător, ceea ce poate crea o situație destul de delicată. Pe de altă parte, e foarte adevărat, noi am uitat să le spunem copiilor că ceea ce discutăm în familie rămâne în familie și aduceți-vă aminte, cel puțin înainte de 89, nu ne permiteam chiar să vorbim foarte multe și, mă rog, în ultimii 30 de ani ne-am uitat să le spunem copiilor, ai grijă cu cine vorbești, ai grijă
ce postezi, ai grijă cu cine te afișezi și așa mai departe. Și bineînțeles că pot duce la situații destul de interesante. Pe de altă parte, nu că foarte probabil, uitați, sunt utilizate aceste metode inclusiv la alegerea unui angajat. Deci nu este nicio noutate. Atunci când te prezinți și un tânăr se prezintă și își caută un loc de muncă, fiți sigur că acea persoană de la resurse umane are tot profilul de pe Facebook și celelalte posibilități electronice și atunci când stă de vorbă cu tine, cam știe cu cine are de-a face, știe și ce rezultate ai avut la școală și așa mai departe. Acum, dacă vorbim despre Facebook, o chestie asumată, până la urmă tu ești cel care postezi acolo, discuțiile de pe WhatsApp sunt o problemă și de pe celelalte aplicații. Telefonul tău personal sigur, și nu știu și atunci, cât îți dorești. În momentul în care vorbim despre Facebook, vorbim despre cu totul și cu totul altă situație. Acolo chiar postezi... Vă rog. Da, pe Facebook-ul are un caracter public pe care exact, tu ți-l aduni atunci când postezi și atunci, sigur, foarte multă lume are acces la el și asta este și, de fapt, țelul, nu? Ca postările tale, comunicările tale să fie accesibile și pentru alții. Acolo putem discuta. WhatsApp-ul, după părerea mea, și celelalte forme, Signal și alte modalități de convorbiri telefonice, acolo trebuie să fim foarte rezervați pentru că sunt discuții care au un caracter privat. Gândiți-vă că noi prima dată am vorbit pe WhatsApp, da? Pe această aplicație și am spus nu poate fi urmărită. Pe urmă au apărut celelalte, Signal, Telegram și așa mai departe. Gândiți-vă că în curând, adică cu siguranță, în curând va apărea o altă aplicație despre care se va discuta exact în aceiași termeni. Nu poate fi urmărită aplicația respectivă. Ceea ce nu o să se Bun, întâmple. Doamna Nicolai, cine ne apără de abuzurile pe care bănuim că le vor face unii și alții odată ce am legiferat treaba asta? În România nu ne apără nimeni. După părerea mea, partidele politice responsabile trebuie să ceară un control de constituționalitate a acestei legi după ce ea va fi într-o formă sau alta adoptată. Eu cred că Parlamentul nu este foarte preocupat. El le preocupa mai mult de cancanul, din păcate, în ultima vreme. Nu e foarte preocupat de drepturi și libertăți. S-a văzut asta foarte clar în pandemie. Dar dacă acceptăm cu foarte multă lejeritate controlul social asupra noastră și asupra modului nostru de gândire, de exprimare, cred că deja suntem într-o situație care în viitor poate genera monștri. Și eu aș îndemna partidele, domnul Laszlo Otilo face parte dintr-un partid care întotdeauna s-a aliniat respectul drepturilor omului, să gândească la un atac de constituționalitate pentru această prevedere legală. Mai ales că puteau să aibă text în codul de procedură penală la mijloacele de probă și să urmeze regulile pe care legea penală le implică, adică să ceară mandat, să spună foarte clar în ce condiții se emite mandatul pe perioade limitate. Aici se dă posibilitatea unei interceptări cumva abuzive. Bun, acum legea, așa cum arată ea în momentul de față, se referă strict la cei anchetați penal. Deci vor fi monitorizați cei care sunt bănuiți de acte de corupție. Cum se întâmpla până să plece doamna Chioveși la parchetul european, nu? Bănuiala nu dă cei care sunt la interceptare. Tocmai. S-ar putea ca Otova să fim ascultați și interceptați. Absolut. Aici e sperietoare. Și să fim suspecti toți de ceva. Bun, domnule senator, premierul Ciucă și președintele Iohannis... Dacă îmi permiteți, Iohannis... aș face o completare la ceea ce ne-a spus doamna Norica Nicolai, pe care o salut cu respect. Știți ce mă deranjează? În 2001, după o nenorocire, după 11 septembrie, o bună parte din această tehnică a intrat în circuitul civil. V-aș da câteva exemple. Recunoașterea numerelor de matriculare, o serie de aplicații care puteau fi folosite în administrarea unei localități. Acum, iarăși, traversăm o perioadă destul de tragică datorită pandemiei și iarăși ne trezim cu alte aspecte care, mă rog, legiferăm niște aspecte care
sunt discutabile din punct de vedere chiar și constituțional. Și cred că aici va trebui să găsim sau să avem acea siguranță și acele mecanisme ca să nu se ajungă sau să se poată ajunge foarte greu la abuzuri. Pentru că asta ne-a caracterizat în ultimii 30 de ani. Cei care ajungeau în posesia unor astfel de facilități, de multe ori abuzau, mai ales în anii electorali, ceea ce nu este de dorit pentru nimeni. Bun, îmi amintesc că acum 2-3 săptămâni, când a fost convocat CSAT-ul, provocat cumva de situația de la graniță, nu? Vezi iminentul conflict în Ucraina, președintele Iohannis a ieșit și a vorbit, domnule Șuvar, inclusiv de aceste legi restante care se referă la instituțiile de forță. Legea asta, că nu știm ce se întâmplă cu ea, e un vid de informații. Sigur. Știm că Senatul e cameră decizională, știm că a trecut de Senat, deci ar trebui plenul să treacă legea, dacă n-a trecut-o și nu știm de ea. Sau dacă nu ne trezim, că o să treacă tacit, cum au trecut și altele, pe o situație specială, cum este aceasta. Evident că președintele folosește această situație și evident că oamenii politici au învățat să se folosească de astfel de condiții și de situații pentru a promulga anumite acte. Numai că, din păcate, tot istoria noastră ne demonstrează că de multe ori, odată ce au promulgat un act, se trezesc și ei captivi, prizonieri ai propriilor creații, pentru că nicio lege nu este completă. Ea urmează să aibă niște norme de aplicare, niște regulamente pe care le pun în practică anumiți ofițeri de specialitate și aici vine marea problemă, cine lucrează pe tehnic și cum sunt lucrate anumite texte, pentru că niciodată nu se vine o înregistrare să se prezinte în fața unui judecător, ci vine un transcript care este lucrat pe tehnic de niște ofițeri de specialitate și acolo are loc intervenția. Și atunci și omul politic, domnul senator știe multe cazuri de acest gen, se vede pus în fața unui fapt împlinit, el a votat ceva, a avut o idee bună, dar de fapt aplicarea acesteia prin chestiuni care adaugă la lege, cum sunt regulamentele, normele de aplicare sau chiar normele tehnice de punere în aplicare a unui text de lege, modifică în substanță sensul legii. Aici este marea problemă. Doamna Nicolae, ar mai fi ceva de făcut? Mă gândesc la ombudsman, la avocatul poporului sau ombudsmanul european. Adică totuși suntem stat din Uniunea Europeană, nu suntem Burkina Faso. Ombudsmanul european nu are competență să intervină pe control de constituționalitate în România. Dar domnul profesor a ridicat o problemă foarte interesantă, care în opinia mea merită discutată. 2001 vine după atacurile de la 11 septembrie, când Statele Unite au fost prima democrație care a creat un regim de constrângere prin Patriot Act, care avea prevederea asemănătoare în sensul că permitea un control abuziv al întregii populații în dorința de a combate manifestările teroriste. Președintele Obama la un moment dat recunoaște că această lege contravine structurii democratice a statului american, a principiilor lor constituționale, dar nimeni nu a făcut nimic ca să abroge Patriot Act. Ceea ce spune foarte clar că, profitând de situații extreme, cum este și actuala pandemie, guvernele înțeleg că anumite tipuri de legislație coboară standardul democratic, dar încep să se obișnuiască cu ele din dorința de a controla cetățeanul și din dorința lor de putere. Asta este foarte periculos. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Eu cred că pot interveni grupuri politice care pot ataca la Curtea Constituțională. Și la ceea ce spuneați că președintele Iohannis după atâția ani a ridicat această problemă a legilor siguranței naționale, eu știu foarte bine, pentru că în 2008 știu cum a circulat acel pachet absolut neconstituțional inițiat de președinte, care nu are niciun fel de inițiativă legislativă și în care principala problemă pe care o rezolva nu era structura de human, cum spun ei, de resursă umană competitivă, nu era adaptarea serviciilor la o nouă lume, la o digitalizare, la o societate deschisă, ci era competența de urmărire, de cercetare penală dată serviciilor de informații.
Pentru o țară ca România, care într-un regim totalitar a văzut ce înseamnă această competență și cred că a repune pe tapet astfel de discuții este, după părerea mea, inacceptabil. Și aici Parlamentul trebuie să se opună alături de societatea civilă, câtă e și câtă mai poate și cât are curajul să spună ceva. Dar noi nu putem admite aceste tehnici de control, domnule Bucur, pentru că e foarte lejer să spui ceea ce spun mulți, nu am nimic de ascuns. Nu, am demnitatea mea de ascuns. Eu trebuie să decid ce e public și ce nu e public în viața mea. Nu trebuie să decidă altcineva pentru mine cu privire la această chestiune. Bun, iminența războiului e o scuză pentru politicienii noștri? Parte din această caracteristică, cred că lucrurile pot duce la niște consecințe destul de grave, destul de serioase. Da, voiam să vă întreb, doamna Norica Nicolai, dacă a trebuit cu această lege să ne aliniem Uniunii Europene, adică celelalte țări în Uniunea Europeană au o astfel de lege? Și cum funcționează ea, dacă există? Este o directivă europeană care vorbește de nevoia de a controla aceste mijloace de social media, dar ea nu vorbește niciun fel despre controlul populației, despre drepturi și libertăți. Dar întotdeauna când o directivă europeană în această materie, care este una foarte tehnică, doamna Sarmiza, există tentația autorităților în diverse țări și Franța a încercat-o la un moment dat, să mai adauge ceva la text și să-și rezolve o problemă internă. Adică posibilitatea de monitorizare a populației, în general, foarte serios să fim, nu o folosesc contra oamenilor simpli, ci asupra persoanelor interesante din mediul politic, din mediul de business, din mediul intelectual de influență. Da. Bun, dar întrebarea mea rămâne frivolă, dacă vreți, domnule senator. Dacă tot ne ascultă băieții ăștia din 7 servicii, că știm că sunt mai multe ca în America la noi, de ce ne trebuia și o lege care să ne ridice în cap societatea civilă, aia câtă mai e? Să ne pună rău cu Bruxelles-ul? Ca să nu caute cât un deputat care să le legitimeze acțiunea lor. Sunt astfel de situații și cred că vă pot da câteva astfel de exemple când, în baza acestor materiale, unii flutură hârtii că uite ce a făcut X sau Y. Asta e una la mână, doi la mână. Am avut ocazia, un fost coleg de-al meu, ministru, 7 ani de zile nicio instanță nu i-a acceptat traducerea oficială din limba engleză în limba română, a ceea ce au discutat, în baza unor astfel de materiale. Și cred că astea trebuie corectate. Aș mai face o completare legată de 2008, mai degrabă 2013, au fost nu știu câte încercări de a avea o nouă lege a siguranței naționale. Și pe, pe vremea domnului Maior. Chiar și în 2001, cea mai recentă. În 2001. De fiecare dată s-a găsit un motiv dominant. 2021 au vrut să zic. Da, s-a găsit un motiv dominant în 2013-14, dacă bine rețin. Atunci erau problemele legate de cartelele telefonice, da? Da. Și de fiecare dată s-a găsit câte un motiv pe lângă acel motiv să se rezolve o serie de elemente care le-au considerat ne la locul lor. Și aici intervine rolul comisiilor de control al acestor structuri. Care știm că sunt total independente. Sunt foarte independente și trebuie să ar trebui și mă rog, o spun cu părere de rău, dar am văzut, sau cel puțin foștii colegi mai în vârstă, care aveau experiența încă din anii 90, o atitudine mult mai activă, mai fermă atunci când se discuta sau se discută despre eventuale modificări legislative în acest sens. Insist pe ideea, nu, acestor legi restante, așa cum le-au numit Cotroceniu, nu, ca girant al CSAT-ului, în ultimul CSAT, acel plan de măsuri prevedea inclusiv această lege adoptată, deci odată finalizată. Eu cred că ar trebui să spunem cu subiect și predicat ce înseamnă această lege. De fapt, această lege nu schimbă cu nimic
ceea ce preexistă până astăzi. Evident că domnul senator vorbește despre o realitate cunoscută. Există și entități private care au aparatura cu care realizează astfel în mod mai puțin legal. Problema este că această lege nu face decât să ofere posibilitatea legală de a utiliza înregistrările în procese în justiție. Atât. Este singura diferență. Structurile de securitate au acces la astfel de informații. Am scos odată treaba cu interceptările. Nu? Repet, ne învârtim în jurul cozii. Legea nu face altceva decât să deschide posibilitatea utilizării legale a informațiilor astfel obținute. Deci asta este în esență legea. Nimic altceva. Și lumea vrea să înțeleagă. E în regulă? Mai putem face ceva? Noi, personal, putem să facem multe lucruri. Putem să creăm un... Să renunțăm la WhatsApp, să renunțăm la Facebook, dacă ne simțim vulnerabilizați. Putem să facem un curent de opinie, putem discuta, putem invita, putem crea o comisie ca să îngropăm totul. Nu, putem... Însă cei care hotărăsc sunt tot clasa politică prin putem vot. Doar să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă. Și dacă vrei, hai să înțeleagă pericolul, că mi-asum termenul ăsta și mă leg de el, pentru că la începutul intervenției doamna Norica Nicolai vorbea despre abuzuri. Știm foarte bine că se va ajunge acolo, adică... Dar chiar dacă înțeleg telespectatorii noștri, din păcate nu ei votează. Sunt actuala clasă politică. Nu, asta care și este... spun, doar îi facem să înțeleagă și la ce se expun, atâta tot. Și că dacă altă dată stăteai cu scriptul în mână și spuneai, uite, e clar, asta ai spus, asta ai scris, uite, se vede negru pe alb și nu putea fi folosit în instanță, ia, uite, acum ce să vezi, se și poate folosi. Deci asta e tot, exact ce spunea domnul profesor. Bun, mai devreme. Se leagă, nu se leagă, tot pentru știința telespectatorilor, evocăm niște episoade care chiar s-au întâmplat. Odată treaba asta de-a trecut de Senat astăzi și, repet, e foarte decizional Senatul și un mesaj de felicitare doamna Nicolai, fix dintr-o dată, eu n-am mai pomenit, ca un prim-ministru să dea un mesaj de ziua SIE. Zice, respect și apreciere pentru munca acestor eroi discreției României, a zis domnul Ciucă. Nu e nimic în neregulă, dar n-am mai auzit ca un prim-ministru să spună la mulți ani celor de la SIE. Bun, le-a făcut cadou că și ei intră aici la interceptări, nu? Știm și contextul, repet, cu Rusia și Ucraina, vorbim imediat. SIE știm că e condus de domnul Vlase, de la PSD. Deci armonie maximă în coaliție. Și vreau să-l vedem totuși pe domnul Ciucă, că am ajuns la prim-ministru Ciucă, la întâlnirea cu investitorii americani. Că toate se leagă. Nu-i nimic întâmplător, nu? Și i-a întrebat pe investitorii americani ce investiții au de când să facă pe aici, pe la noi, prin România. Hai să-l vedem și pornim discuția. I-am rugat la final, pentru că am răspuns întrebărilor dumnealor, să-mi răspundă nu mie, ci guvernului, la o întrebare foarte simplă, care este intenția de investiții viitoare în România. Urmează ca răspunsul la această întrebare să ajungă la guvern după ce vor fi colectate toate răspunsurile. Am spus foarte clar că în centrul preocupărilor guvernului sunt cetățeanul și menținerea deschisă a activităților economice. Avem nevoie să ne păstrăm locurile de muncă, avem nevoie să funcționeze toate întreprinderile mici și mijlocii și chiar întreprinderile mari. Pentru toate acestea avem nevoie de o soluție care să fie înțeleasă și asumată atât de guvern, cât și de către furnizori, distribuitori, producători și, desigur, mediul de afaceri. Foarte optimist, da. Domnul Ciucă. Știm, au bifat americanii, au venit și au exprimat intenția. Spunea primul ministru că încă nu s-au decis, da? Și că ne vor anunța. Vor veni cu informațiile. Exact așa a spus la guvern. Nu știu dacă de la guvern informația va ajunge și la noi și nu știu ce vom face noi cu această informație. Doamna Nicolae, cum vedeți ieșirea asta a premierului pe subiectul ce investiții aveți de gând să aduceți la noi acasă, voi americani? Am zâmbit, așa, am și râs. Dacă păi tot zâmbim, dar vreau dați nu prea mă puteți vedea, deci puteam să-mi permit și această mică aroganță. Asta aminte când guvernarea a venit la putere, tot așa investitorii americani și printre ei domnul Kittenstein, fost ambasador al Statelor Unite în România, ne promitea o cale ferată din Polonia până la Constanța, și acea celebră autostradă Transcarpatia.
Au fost vehiculate în campania electorală ca suport maxim al economiei americane la economia românească, dar nu le-a văzut nimeni timp de 2 ani. Probabil domnul Ciuc a evitat să întrebe ce achiziții mai trebuie să facem din Statele Unite, nu ce investiții fac Statele Unite la noi, pentru că eu n-am prea văzut investiții, dar achiziții văd tot timpul, bine, văd bani dați, că n-am văzut nici Patriotul să apară, F-16-le alea pe care le luăm sunt vai de capul lor, sunt scoase din uz, că un avion are 40 de ani, unele sunt de vreo 52 cu 12.000 de ore de zbor, când maximul este 2.000. Despre asta vorbim. Problema noastră este cu totul alta. Să nu mai vindem imagini de tipul ăsta de investiții, că nu mai crede nimeni în ele. Hai să facem ceva pentru bruma asta de economie care mai funcționează în România. Deci, domnul premier vrea să ne spună că are relații personale în America, așa cum ne-a mai spus și când a ajuns ministrul apărării, că de după nastirii aia s-a considerat că este un apropiat al americanilor, dar nu e momentul să discutăm acum despre bătălia care n-a fost și cred că e doar un exercițiu de imagine pentru domnul prim-ministru Ciucă, care ne spune cât de agreat este domnia sa de american. Bun, dar chiar și așa e redundant, pentru că noi toți știm că de-aia a ajuns prim-ministru. Nu e nimic rău în asta, va din potrivă. Dar mi se pare, domnule senator, cam retorică întrebarea asta a premierului. Așa, cu presa de față? Cred că atunci când au discutat nu erau discuții retorice, pentru că sunt o serie de investiții în curs de derulare, una, mă rog, legate de partea militară. E foarte adevărat, Câmpia Turzii, Mihail Cogălnicianu, Spital Regional la Constanța, unde s-au făcut pași importanți, inclusiv în alte domenii, dar, în același timp, o bună pregătire pentru o situație mai tensionată necesită și alte investiții, mai ales la nivelul infrastructurii. Bun, americanii au venit. I-ați văzut, domn profesor? Da, îi vedem mai mult pe rețelele de socializare. Nu au venit în carne și oasă 100 de inși, ne-a anunțat ministrul. Parcă trebuiau mai mulți, nu? Sarmiza. Parcă 1.000. Așa știau. În Polonia 1.000, au ajuns 1.000, da, și da, da. La noi doar 100. Hai să vedem de anunțul ministrului Dâncu, ministrul apărării. Suntem pregătiți de multă vreme din perspectivă logistică. În acest moment, americanii au sosit, ca să spunem așa, ca un fel de titlu pe care dumneavoastră îl căutați întotdeauna mai scurt. Au venit deja pentru pregătiri peste 100 de soldați americani, specialiști, care pregătesc această cartierire cu viitoarea trupelor. Deci au sosit deja în România, au sosit și în alte țări, înțeles și în Polonia, în România au sosit. Alături de specialiștii noștri în logistică, se ocupă exact de acest lucru în aceste zile. Evident că asta înseamnă că nu va dura mult până vor veni și restul trupelor. Da, domnul Dâncu, au sosit, vin mai mulți, au sosit șefii lor, de fapt, ne-a spus. Nu doar șefilor, eu i-am văzut în desfășurare și evident că nu i-am văzut în realitate niciunul din noi. Dar aceasta este, nu face notă discordantă, este de fapt un plan de imagine. Vedem ceea ce trebuie să vedem și auzim ceea ce trebuie să auzim. Al autorităților noastre sau al americanilor? Deopotrivă. Și americanii și autoritățile de la București nu ne lasă să vedem decât ceea ce trebuie să vedem pentru a înțelege ceea ce trebuie să înțelegem în aceste momente. Pentru a temporiza, pentru a calma și pentru a aduce lucrurile într-o anumită stare pe care o consideră ei ca fiind necesară și utilă pentru această situație. Da, așa e firesc să se întâmple lucrurile. Adică noi putem să cerem foarte multe informații. Domnul Dâncu și primul ministru ne vor informa atât cât pot să ne informeze. Până la urmă avem o situație de criză, orice ai spune. Chiar și în România, bifată așa cum trebuie. Comunică bine. Tu, ca și comunicator, spui că ei comunică bine în momentul. Eu spun că își dozează mesajul atât cât să... Da, atât cât trebuie. Este foarte complicat să dai informații, mai ales când vorbim de o zonă politico-militară sau de o criză politico-militară ca cea pe care o vedem. E foarte interesant cum s-a extras din comunicarea asta publică Iohannis, președintele țării. Da, asta este o problemă. Dar pe de altă parte, nu știu dacă l-așteaptă cineva, pentru că el nu este credibil, sincer. Da, e adevărat, ar fi în fișa postului să comunice. Însă, iată, mai degrabă își asumă chestiunea asta domnul Dâncu și primul ministru mai degrabă decât președintele.
președintele. Am impresia că președintele a intrat așa într-o zonă de protejare, de autoprotejare. De confort intelectual. Sau așa cum spuneți dumneavoastră. Am impresia că își protejează imaginea în toată această criză. Ăsta este sentimentul pe care ca eu l-am. Ca să locul mărgemnii la NATO? Poate, exact, nu e nimic întâmplător. Da. Cu deci, 2 ani la Consiliul este, European, știam. Este, punctează doar niște lucruri, dar le punctează extrem de banal. Deci dacă te duci într-o conferință de presă cu domnul Dâncu sau cu primul ministru, mai degrabă ei comunică cumva ca la carte. Așa trebuie într-o situație de o asemenea manieră. Da, doamna Nicolai, de ce râdeți? Haideți, spuneți, că vreau să trec la următorul subiect, că nu e deloc liniște în coaliție, apropo de scenariile liberalilor. De comunicarea domnului președinte. Așa, punctați, vă rog, punctați și mergem după aia. După părerea mea, speră cu ușurință la un post în structurile europene și în structurile euroatlantice, pentru că dacă ne uităm foarte atent la cum evoluează dialogul diplomatic între Europa și Rusia, la poziția președintelui Macron, a cancelarului Scholz, ne vom da seama că va fi foarte greu pentru NATO să accepte un secretar general din Est. Probabil va fi cineva, o personalitate care să fie apropiată de Est, dar în niciun caz din România. Iar în ceea ce privește Consiliul European, e o poziție absolut disputată. Eu cred că Charles Michel va continua așa cum a continuat Donald Tusk, adică pe tot mandatul Parlamentului și Comisiei. Cred că pur și simplu președintele, dacă n-a fost interesat să participe la acea reuniune online cu liderii statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, n-a prea fost interesat să participe nici la acest eveniment. Este bine că domnul Dâncu și premierul comunică cât trebuie să comunice și așa este și corect. Nu trebuie să ne hazardăm în conferințe de presă și în întrebări care în acest domeniu pot fi sensibile și pot avea consecințe, așa cum a făcut-o și președintele Macron și președintele Putin, și ați văzut că toată presa occidentală astăzi este plină de interpretări pe întrevederea dintre cei doi lideri. Inclusiv mușcatul de buză al domnului Putin și ăla e... și pe ăla se face o întreagă hermeneutică. Dar mai că a fost o conferință de presă așteptată de și 5 ore de discuții și avem imagini și declarații și de la întâlnirea de la Kiev plină de informații a lui Macron de azi cu Zelenski. Cât se poate de corect. Bun. Dar poate, nu, că chiar sunt obraznic. Iertați-mă, domnule senator, sunt de singurul politician, nu, de față, domnul Iohannis poate să prindă un post de adjunct la NATO, pentru că înțeleg că sunt vreo 17 secretari adjunți ai NATO, culmea, nu doar domnul Joană și cu ălălalt. Ar fi culmea să se întâmple asta, pentru că spunea doamna Norica Nicolai că nu a fost interesat. Da, eu cred că a fost exclus, efectiv. Astăzi s-a întâlnit doamna Nicolai, dacă nu mă înșel, Olanda, Germania și Franța. Deci ce discutăm? Ei tot ies în conferințe de presă și fac tot felul de întâlniri. România nu există pe nicăieri. Aveți dreptate, din păcate. Eu aș fi de o altă părere, dacă îmi permiteți. Eu cred că am curaj să vă spun. Omul politic Klaus Iohannis nu merge la golf și nu este relaxat decât atunci când știe că lucrurile sunt rezolvate. Ori eu cred că el deja știe ceva mai mult decât ne spune. Este cel mai informat, și din acest punct de vedere, este cel mai informat român. Cel puțin ce vreți să spuneți? În teorie. Că de pildă, mă gândesc eu că vreți să spuneți că inclusiv în PNL o să facă liniște și o să-l schimbe pe Cățu. Vreau să trecem la subiectul Cățu și ați făcut o trecere frumoasă. Ați făcut o trecere frumoasă la următorul subiect, dar totuși eu cred că legat de ceea ce am discutat mai devreme, domnul președinte are lucrurile foarte bine așezate. Este un om politic de și care atunci, își pregătește. Spată, evident, nu? Cred că asta este. Despre asta este vorba. Bun, sunt scenarii și scenarii, doamna Nicolai, domnule senator, în Curtea Liberalilor ne uităm acum. Pentru schimbarea lui Florin Cățu de la șefia PNL, ar fi vorba de un congres în aprilie sau președinție rotativă. Îi se reproșează multe fostului prim-ministru, care e foarte locvace. Ați văzut și dumneavoastră. I-a interceptat pe băieții mai tineri de la PSD că plătesc campanii online împotriva PNL-ului. A domniei sale, a lui Rareș Bogdan și a lui Emil Boc. Iertare, pușca pe limbă, am zis, i-a interceptat. A aflat de interceptat, se ocupă de azi oficial, am văzut cine. Hai să vedem declarația de revoltă a domnului Cățu.
și continuăm discuția. Trebuie să fim transparenți și onești. Ce vrem să facem în viitor? Cum vom funcționa? Și aici, mai mult, asta a fost discuție despre modul în care va funcționa această coaliție în viitor, pentru că Partidul Național Liberal nu poate să, de fiecare dată, să închidă ochii și în același timp să fie cel care este blamat că vrea să rupă această coaliție. Până la urmă, cei care au venit în coaliție când au venit la guvernare alături de noi, trebuie să hotărască dacă vor să fie cu noi în echipă și facem acest compromis sau dacă vor să stea în opoziție. Da, cine comentează prestația domnului Cățu și tulburările din coaliție? Domnul Cățu bagă bățul prin gard. Mie nu mi se pare deloc că se ridică la nivelul unui lider de partid, cu atât mai puțin a Partidului Național Liberal. Chestiunea asta cu au campanii împotriva mea, au campanii împotriva lui Rareș Bogdan, ce e mizeria asta? Adică dacă așa ar fi, tot nu ești tu al doilea om în stat să te plângi în fața presei de chestiunea asta. Da, dacă ești suficient de puternic și dacă ești un lider adevărat, îți rezolvi singur problemele. Sau, în orice caz, nu de maniera asta, plângăcioasă, urâtă, aruncat cu noroi în proprii colegi, aruncat cu noroi în partenerii de coaliție. Nu funcționează lucrurile așa într-o coaliție. Dânsul aruncă la vedere, dar partenerii de coaliție aruncă din spate, după gard. Eu mă îndoiesc că cineva face asta și, repet, dacă ești un diplomat și un lider, nu ești așa, acuzând, nu ești să te victimizezi. Da, tu ai o problemă, înțeleg, cu strategia. Da, domnule senator, sunteți acolo în trei, în coaliție. În colimator nu erau Virgil Popescu, mâine o să fie probabil un vot împotriva sa la moțiunea de cenzură cu atâta tam-tam, nu? De ieri încoa. Și domnul Budăi de la PSD, căruia i s-a spus să mai tacă cu pensiile alea, să nu mai amăgească lumea. Domnule senator, cineva trebuie să comunice cu presa. Cineva trebuie să știe ce se întâmplă. Cineva trebuie să ne spună ce se întâmplă Cu pensiile astea. Nu spune destul, păi nu, dar domnul Cățu a uitat că acum ceva vreme în urmă, când era prim-ministru, era omniprezent. Da? Și nu făcea altceva decât să ne inducă în eroare cu tot felul de informații care se băteau cap în cap. Acum îl ceartă pe ministrul muncii că iese să ne vorbească despre pensii. Oamenii ăștia nu au purtător de cuvânt, în primul rând. Instituția purtătorului de cuvânt este destul de slabă în România. Dacă chiar își dorește să facă ceva, să-l îndrume pe domnul Marius Budăi să își ia purtător de cuvânt și așa mai departe. Cineva trebuie să comunice. În acest moment, miniștrii sunt cei care comunică cu presa. Că o fac într-o conferință de presă și stau la dispoziția presei, că o fac prin comunicate, asta este. Cineva trebuie să ne spună ce se întâmplă și trebuie să ne spună clar, să nu ne lase pe noi să speculăm. Repet, domnul Cîțu a uitat cum, știți, mă cam deranjează această atitudine care nu mi se pare deloc a fi a unui liberal să adea. Domnule senator, dacă lucrurile stau așa, imediat, doamna Nicolae, nu e o treabă urâtă într-o țară civilizată, democratică, să plătești campanii, nu? Defăimătoare la adresa propriului partener de guvernare, dacă lucrurile stau așa? Dacă, doamna Nicolae, vă rog să nu râdeți. Dar puteți să râdeți, că râd și eu, să știți. Dacă imaginăm o lume perfectă, Bucur, de-aia punem problemele. Dacă continuăm așa, ne rupem gâtul. Da. Toată coaliția. Pentru că este o nemulțumire care o să simțim la nivelul... Asemenea că v-am luat pe departe. N-am crezut că sunteți atât de franc și direct. Atunci am să fiu și mai direct. Suntem în situația mai gravă decât a fost guvernul Boc când a trebuit să ia decizia de a scădea salariile. Pentru că dacă la momentul respectiv doar o parte care era angajată la stat a fost atinsă de aceste prevederi, la ora actuală, datorită crizei din sistemul energetic, toată populația este afectată. Și de obicei, când te atingi de veniturile populației, când generezi o stare de neliniște, de incertitudine, n-ai cum să câștigi. Acesta este motivul pentru care am fost atât de direct. Dacă colegii din coaliție nu reușesc să ajungă la un consens, fiecare să-și facă treaba, fiecare să se ocupe de acel domeniu care trebuie să-l gestioneze, și dacă noi ne pierdem energiile și în fiecare seară discutăm ce a spus domnul Ciolacu, ce a spus domnul Cîțu, ce a spus nu știu care, bineînțeles despre celălalt și nu despre activitățile curente, eu m-aș fi așteptat, vă spun sincer, ca președintele Senatului, chiar dacă este președinte al unui partid, să discute această temă cu care ați început dumneavoastră. Pentru că este
o problemă care a fost discutată, adoptată de Senat. Da? Și asta ne neglijează, adică ne creează oarecare... Dacă vor continua, vă veți rupe dumneavoastră coaliția. Nu cred că o să ne rupem, nu cred că ne vom rupe, dar nu vor veni rezultatele și lumea așteaptă rezultate. Pentru că duminică seara când veneam spre București, erau nu știu câți primari în sala de așteptare care încearcă să găsească o soluție sau să primească un răspuns legat de Angela Salini. Depuse 145 de miliarde de lei, depuse proiecte când banii sunt de 50. Și situațiile sunt asemănătoare în foarte multe domenii. Bun, dacă salvați coaliția, poate renunțați la vreun câte un lider din ăsta. Mai, nu. Nu este, treaba, soluție, nu este treaba noastră. Pentru că sunt chestiuni funciare și mă uit la, iarăși la declarațiile lor. Plafonarea înseamnă automat penurie, zice tot domnul Câțu, nu? Amintindu-și că a fost ministru de finanțe în țara asta. Apropo de intenția PSD-ului de a plafona TVA-ul, nu? De a tăia TVA-ul la alimente, ce au mai spus? De a plafona prețul la gaze, etc. De a găsi o soluție. Și vedem și replica domnului Ciolacu. Deci nu trec două ore și are replica la o acuzație din asta. E normal să se întâmple așa? Asta mi-amintește mie de un guvern din care eu am făcut parte, acela al Convenției Democratice, în care se vorbea pe foarte multe voci și până la coadă s-a ales praf, adică unii au trecut în vecie. Dar apropo de ceea ce spunea doamna Androni, și avea perfectă dreptate, domnul Câțu, numai Facebook poate, pentru că a uitat de like-urile care veneau din Vietnam, like-urile laudative la adresa domniei sale. Și cred că era ultima persoană care trebuia să se plângă de nu știu ce atac împotriva domniei sale pe Facebook. Situația țării, așa cum spunea domnul Laslaos, nu este una deloc ușoară. Și în loc să ne concentrăm energiile, sigur, cu condiția să le avem, să găsim soluții, noi ne jucăm așa, pe mize mici, pe like-uri, pe atacuri. Nu știu ce vrea să demonstreze domnul Câțu, dar numai bine nu face actualei coaliții. Sunt probleme foarte serioase și dânsul a semnat un PNRR, nu numai Chinea, să și-l asume, care astăzi îl pune în dificultate pe ministrul muncii. Pentru că acel PNRR, cel puțin pe capitolul 8, trebuie negociat, renegociat. Și această posibilitate există prin regulamentul care reglementează materia 241/2021 al Uniunii Europene. Nu poți să amanetezi viitorul unei generații pentru că așa ai vrut tu să gândești statistic. Păi da, da, domnul Câțu nu știe să vorbească despre toate lucrurile astea. Domnul Câțu se plânge de parcă... Să ne amintim, în septembrie a fost ales președinte de partid. Păi dacă acum arată cu degetul spre proprii colegi din echipa câștigătoare că această echipă plătește, iată, presa ca să îl atace pe domnia sa, înseamnă că nu merita să fie acolo, iertați-mă. Absolut, aveți perfectă dreptate, dar din păcate, eu știu bine Partidul Național Liberal, din păcate a fost, cred că știi regretă partidul, dar e prea târziu. Da, da, asta așa e. Asta așa este și este un președinte care nu prea e iubit și nici acceptat. Abia acum își dau seama ce au făcut. Pentru că președintele acesta al Partidului Național Liberal nu poate ca persoană să reprezinte Partidul Național Liberal. Dimpotrivă, părerea mea este că îl prăbușește, dar absolut. Numai el nu înțelege. Doamna Nicolai, profit de ultimele minute și de prezența dumneavoastră și vreau să punctăm și evenimentul care ne-a lăsat, nu, mască ieri pe noi toți, nu, cu momentul în care George Simion devine agresiv la adresa lui Virgil Popescu. Avem un dosar penal, procurorii s-au sesizat, l-anchetează penal pe domnul Simion pentru violență, a fost un soi de violență, nu? Sau mai avea puțin și se luau la bătaie. Vreau să ne uităm la momentul de ieri, să prefațăm discuția și să știți că urmări sunt, în ciuda declarațiilor politicienilor, nu? Parlamentul are de gând să schimbe regulamentul Camerei, plecând de la pățania domnului Popescu. Hai să vedem momentul.
Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte, am rugămintea la liderii de grup să vină până... Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost. Bun, domnule senator, liderii PSD, PNL, UDMR, minorități din Parlament, toți au căzut de acord asupra unui proiect de hotărâre care să modifice regulamentul Camerei, așa încât să fie interzise aceste gesturi agresive, injurii adresate parlamentarilor și, loviți direct la domnul George Simion, transmisiunile live pe internet din instituție. George Simion, care e copreședinte AUR, susține că măsura e un pumn în gură pentru opoziție. Cum se treaba? Suntem în situația în care avem un regulament și nu îl punem în aplicare. Și vă mai dau încă două exemple. Cum s-a întâmplat ieri? Toată lumea și ieri, a rămas, nu? Ca la film, la cinema era. Coleg de al meu, chestor, care a fost bruscat, da. Domnul deputat Roman, tot așa. Știți ce scrie în regulamentul nostru? Nu avem voie să folosim forța fizică. Deci este un motiv pentru care ne pierdem mandatul. Rolul unei comisii de regulament este de a-și expune punctul de vedere, respectiv avem comisie juridică. Cred că până acum colegul meu a întrebat de vreo 3 ori când intenționează să se pronunțe pentru că a depus o sesizare împotriva unui coleg pe tema asta. Și nu se întâmplă nimic. Deci aici noutatea în modificarea asta a regulamentului se referă la filmările astea live când stă lângă tine și se uită cum votezi. Da? După care te prezint. Au mai fost astfel de situații destul de ciudate. Trebuie să vă spun că senatorii trebuie să fie îmbrăcați decent atunci când intră în clădirea Parlamentului și bănuiesc că și deputații, tocmai din cauza unui coleg care am fost nevoit să modificăm regulamentul până la acest nivel. Sunt curios care sunt modificările discutate azi. Aici a fost un consens că trebuie reglementat ca să nu mai asistăm la astfel de manifestări fascistoide. Bun, dar una e, doamna Nicolae, aveți atâția ani de parlamentar, nu? La București, nu doar la Bruxelles. Bănuiesc că la Bruxelles n-ați văzut așa ceva vreodată. Nu, nu s-a luat nimeni la bătaie. Dar ce ne deranjează pe noi? Că face Simion și Șoșoacă, fac live-uri din Parlament? Sau ne deranjează că s-ar uni la alții să se omoare acolo în fața publicului? Sunt câteva lucruri pe care eu aș vrea să le precizez. Starea asta de lucru, adică comportamentul de campanie, pentru că un comportament de campanie datează din primul mandat al USR-ului. Să ne amintim filmările, doamna Chichirău, tăvălelile prin fața Parlamentului. Niciodată nu s-a luat atitudine și astăzi unii se consideră îndreptățiți să reacționeze în aceeași manieră pentru că Parlamentul a fost tolerant, nerespectându-și propria reglementare, adică regulamentul Camerei Deputaților. Dar pe mine mă intrigă foarte tare două lucruri. Acest comportament de frustrare pe care domnul Simion l-a avut, probabil generat de chestiunea aceea cum vorbiți cu Putin să vă diminueze prețul. Păi prețul la petrolul rusesc e mai mic decât prețul la gazul românesc. Eu cred că această frustrare care este întreaga societate românească trebuie analizată cu foarte multă seriozitate și trebuie făcut ceva cu multă înțelepciune, pentru că ceea ce a făcut domnul Simion probabil sunt în stare să facă foarte mulți români care își văd facturile la energie și acest lucru este deosebit de periculos. Iar reacțiile mărunte ale oamenilor politici generează astfel de situații. Pentru că, din punctul meu de vedere, domnul Popescu ar fi fost ultimul care ar fi trebuit să vorbească despre chestiunea cu Rusia, că în decembrie
domnia sa a dat 135 de milioane de euro la ajutor la stat la diverse companii și foarte mulți bani au luat 5 mari companii rusești de România. E, atunci nu avea același ton ironic, atunci considera că este foarte bine să colaborăm și acum arunca în derizoriu o chestiune. Deci tot acest tip de comportament precar al liderilor politici și îl înțeleg pe domnul Laszlo Ostrilov. Ce greu e pentru un partid serios să stea la o masă cu niște oameni care au astfel de comportamente. Toate acestea au decredibilizat clasa politică și nu vor rămâne fără consecințe. Mulțumesc, doamna Nicolai. Vă rog scurt, domnule senator. Doamna Nicolai, să știți că la nivelul Senatului am rămas fără oratori. Eu țin minte când mi-am început cariera de senator, când aveam câțiva colegi de la Liberal, de la PSD, de la noi. Când mergeau la microfon, se făcea liniște în sală. Și atunci când spuneau ceva, atunci avea și un sens. La al doilea mandat, cred că domnul Băsescu a fost cel care domina partea de comunicare în sală. Și acum am rămas fără orator, ceea ce văd că acum a denaturat la astfel de evenimente care s-au întâmplat acum. Suplinește domnul George Simion cu vârf și îndesat. De fapt, aici e discuția și în partea a doua emisiunii. Scurtă pauză și ne întoarcem. Ne uităm la profilul alegătorului AUR. Avem cifre sociologice, date sociologice în sensul acesta și discutăm cu Adrian Viner, senatorul USR, vedem ce se mai întâmplă acolo la USR, se rupe, nu se rupe partidul și ne uităm la întâlnirea crucială de aseară dintre Putin și Macron și urmarea ei de azi de la Kiev între același Macron și Vladimir Zelenski. Ne întoarcem.